Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. Despre puterea exemplului astăzi la Republica Fantastică România, cascadorii râsului la Satu Mare, unde două auto speciale ale MEI au căzut în fântână arteziană din piața centrală, una după alta. Cum, mă? La drept vorbind, cea de-a doua a plecase în ajutorarea primei auto speciale. Deci a căzut una, s-a dus și altă să o ajute, a căzut și aia. E un caz bizar care arată cum se pot produce pagube importante din detalii și din faptul că unii nu-și fac treaba cum trebuie până la capăt. Dar ce s-a întâmplat? Într-o frumoasă dimineață, acum câteva zile, fusese o ninsoare ușoară așa, o autospecială a mea, un microbuz, în fapt, a pornit într-o misiune de la vechiul sediu al prefecturii din Satu Mare la cel nou. Prefectura se mută dintr-o parte într-alta, transportând echipamente de la serviciul de telecomunicații speciale. Transport special, telecomunicații speciale, mașina a apucat-o direct prin piața centrală de-a curmezișul, un spațiu mare, frumos. În un spațiu pietonal, ăla? Da. Păi și de ce a luat-o? Auto specială de la MEI. A, pe principiu noi trecem... Girofar, tot ce... Da, noi mergem cu girofarul când vrem noi și trecem pe unde vrem, am înțeles. Da, de asta, cred că de asta a apucat-o pe acolo și poate era și mai scurt, nu știm. Ulterior, agenții au spus că s-au luat după niște urme de roți pe care le-au văzut prin zăpadă. Deci pe unii merem. A mai luat-o cineva pe aici, no, ai pe și noi. Merem. Uite, uite pe aici, uite. Ia-o pe aici, că a mai trecut unul prin față. Știi cărările alea prin parc? De sunt trasate, da. Știi, niște cărări, dar trebuie să ocolești. Da. Și din când în când dispare gazonul. E semn că oamenii și-au făcut, da, loc pe acolo. Așa, dacă pe aici a mers altul, de ce să nu mergem și noi pe aici? Ce, bravo, se întâmplă? Și mergând ei prin piață, bâr, pe urmele altui șofer, au căzut în gol, bâl de bâc. Deci ei au trecut peste fântână arteziană din mijlocul pieței. Acum fântâna asta e o fântână, e o fântână de aia la sol, cum mai vedem prin unele piețe, cum e în Piața Mare din Sibiu, dacă ați fost. Sunt niște găuri în asfalt. Da, practic duzele sunt la nivelul asfaltului, uh-huh, și e un efect foarte frumos. Mai e în Budapeste, de altfel și firma care a făcut fântâna asta arteziană, înțeleg că este ungurească. Fântâna arteziană e Satu Mare. Uh-huh. E un efect foarte frumos. Vara. Iarna nu cred că funcționează, dar vara se joacă copiii, țâșnește apa. Iarna vine autospecialele. Da. Bun. Sub pavaj este întreg sistemul de pompare. Acolo e țevăraia, nu știu ce, deci aparent este la nivelul solului nimic și din când în când țâșnește apa așa frumos și dedesubt tot sistemul de pompare, țev și așa mai departe. Fântâna abia fusese reabilitată, nici fusese inaugurată încă. Deci era mai nouă decât nouă. A fost doar pornită puțin de probă la începutul lui noiembrie să vadă cum funcționează. Odată căzuți în groapă, deci au căzut, practic mergeau și odată hâți, bani. S-a lăsat asfaltul. Apoi ce facem? N-au sunat la 112, au activat butonul e-call al mașinii. Nu știu că s-au expulzat. Și asta a observat Tornius. Așa că la fața locului a venit Val Vârtej, o auto specială a pompierilor. Colegi. Da, una de aia mare, care și ea de descarcerare. S-au luat după urmele de pe zăpadă, vâz-vâz prin piață, până când a zghicit, a ajuns la fântână și a surpat pavajul, căzând și ea într-o rână. Pe care cred că s-a terminat tehnica de transport, n-a mai venit că nu mai aveau a treia auto specială. Da. Și a fost chemată o macara. Macaragiu s-a prins că e ceva în neregulă. Și a luat-o pâși-pâși. A rămas la o distanță sigură. Și de acolo a întins brațul așa frumos. A fost prinsă tehnica și ridicată. Și extrasă. Extrasă pe margine. Asta e. Acum cine e vinovat? Evident, toată lumea dă vina pe toată lumea. Că așa se întâmplă. Primăria s-a supărat. Primăria care, logic, s-a ocupat de proiectul de reabilitare, da, și a zis, da, ne-a stricat fântâna, să plătiți. A zis că mea e bun de plată. Pompierii spun că, din potrivă, nu ei sunt de vină, pentru că nu erau nici marcaje și nu erau nici piloni de blocare a accesului auto. Nu erau stâlpișori. Da, da, da. Dacă nu sunt stâlpișori, ca peste tot în România. Dom'le, dacă nu sunt stâlpișori, înseamnă că putem să o luăm pe aici. Dacă nu sunt stâlpișori pe marginea trotuarului, ne urcăm pe trotuar. Dacă nu sunt stâlpișori de acces în piața pietonală, înseamnă că putem trece cu mașina prin piața pietonală. De fapt, care de asta nu sunt stâlpișori, ca să putem trece pe acolo. Da, exact. E o invitație. Deci e vina primăriei. Iar constructorul, cred că până la urmă constructorul o să plătească săracul, constructorul a spus că lucrările de interzicere a accesului auto erau în curs de execuție
deocamdată era permis în zonă doar accesul pietonilor. Adică ei spuneau, noi nu terminasem treaba aici, știți? E adevărat, dacă nu terminaseră treaba, trebuiau să pună și ei niște panouri, niște ceva, ca să ce, nu apuce. Nu luați prin piață cu mașina? Ei, nu știu, serios. Nu știu care este topografia, poate că Sămărenii o să ne scrie și o să ne spună exact care e configurația acolo, ce s-a întâmplat și de ce pompieri au apucat. Nu luați cu mașina prin fântâni. Știi că și la București se întâmplă destul de des chestia asta? Sunt fântânile alea din centrul orașului, te le-a montat doamna Gabi. Mă rog, l-a montat domnul Ceaușescu. Da, păi nu, l-a refăcut, nu l-a refăcut. L-a refăcut, doar l-a pus apă în ele. Păi și l-a reparat, nu, să fim cinstiți. E frumos acum acolo. Da. Și din când în când e câte o mașină care ajunge în fântânile alea. Eu nu înțeleg cum ajung mașinile acolo. Că văd doar imagine, adică aș vrea să văd și în direct, știi? Sau măcar o imagine filmată, cum se ajunge acolo, că le văd doar pe o parte. Practic e de la accelerația centrifugă. Am înțeles. E intră tare în curbă și curba acolo e la 90 de grade. Ori mai trage centripeta. Și după aia centripeta, pac, îi face să derapeze. Eu cred că e o atracție a fântânilor. Uite, nu întâmplător. Zdrâng. Și autospecialele astea au ajuns în... Da. Deci asta este, eu cred că de la zăpadă a fost. Deci concluzia mea este că la Satu Mare zăpada a luat din nou prin surprindere autorități. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.